Până să aflu răspunsurile în legătură cu declarațiile lui Liviu Dragnea de aseară, o veste din Parlament, moțiunea împotriva ministrului Justiției Tudorel Toader a căzut, doamnelor și domnilor. Sunt foarte multe lucruri care se întâmplă și în legătură cu legile justiției. Au anunțat o chestiune surprinzătoare, o vom comenta împreună cu invitații cei din Parlament, vor face comisie și pentru adaptarea codului penal și codului civil la Constituție, după ce Curtea Constituțională a emis nenumărate decizii, câte 40 de articole așa din codul penal au fost găsite ca fiind neconstituționale. Deci o fi nevoie de comisie ca să le facă constituționale, o să ne spună invitații mei. Până atunci mă întorc la această chestiune. Știu că am stricat somnul multora. O fi dormit prost Laura Codțea Chioveș și azi noapte, Diana Tache, să ne amintim că domnul Ponta a recunoscut. Da, am fost în vie cu Ghiță și cu Chioveși, iar aceste discuții din vie, citez acum din interviul dat în Lumea Justiției, au fost concludente pentru numirea doamnei Chioveși și pentru un nou mandat. Da.